Iar acum aveți de la pagina 213 două definiții foarte importante. Nu că v-ar ajuta în viață. Vă rog frumos să le copiați cu roșu pe caiet. Oh. Lasă, nu contează. Așa. Cătălina, te mănânc. Cu ce culoare ți-am zis să scrii? De ce mi-ai scris aici cu albastru? Mă, dar n-am fost clară cu voi, am vorbit cu planta. Deci ești criminală, fată. Deci rup foaia asta și scrii cu roșu. Da, doamna, dar eu am început să-mi deja să scriu cu albastru. I don't care, scrii cu roșu și punct. Dar zici că e surdă, ti-mi au ieșit la mine. Puh! Bun copii, iar acum v-aș ruga să scoateți o foaie de hârtie pentru că o să dăm un mic test timp de 10 minute ca să fiu împăcată cu gândul că ați înțeles lecția. No, frumos, test. Dar cum adică? Doamna, dar trebuia să ne anunțați că avem astăzi test. Ah, da, nu cumva vrei și un SMS să te anunți cu o zi înainte când avem test? Bă, fată, deci obligația ta ca elevă este să înveți, nu trebuie să stai eu după curul tău să spun eu când avem test. O, doamne, și n-am învățat nimica. O, doamne. Măi, femelă, potolește-te că e un simplu test, nu dai bacul din fizică cuantică. Deci, gata, scoate-ți foaia de hârtie. Așa, copii, deci v-am adus aici testele și o să începem cu cea mai mare notă. Cătălina, ai luat 10 curat, felicitări, fată, deci, da, bravo. Deci, ai știut, m-ai lăsat fără cuvinte, poftim. Of course că e 10. Eu mereu sunt pregătit. Am stat 10 zile să învăț pentru testul ăsta. Nu-i de mirare că mama a scos un Einstein picur. Așa, următorul. Octavian, auleu, Octavian, hai la mine să vezi ce greșeli ai făcut. Mă, băiatule, dar tu știi să împarți? Bun copii, deși ne urmează să vină să prezinte acum proiectul, cred că Octavian. No, hai în față și spune-ne despre ce ai avut de scris. Da, doamna, eu am avut de scris despre calitatea apei. Ok, poți începe. Calitatea apei este, deci, calitatea apei este ca... Este... Hai odată, ai imbrici în cur, ce doamne râzi atâta? Nu, doamna, dar Cătălina mă face să râd, uitați-vă la ea. Oh, Cătălina! Oh, auleu, mă scuzează, doamne. Vezi că așa doi pumni îți dau de te fac avion cu motor, stai ca lumea în bancă, măi, fată! Da, Octavian, acum poți să prezinți liniștit proiectul. Bun. Calitate... Mărioară, ce faci? Servus, servus, Raluca. Ce faci, mă, fată? Doamne, nu te-am mai văzut de acum o oră. Da, s-a întâmplat ceva. Da, m-a rugat directoarea să-ți aduc catalogul celor de A5 AP să le treci notele, că ea n-a putut. Uite, ți-l las aici, poftim. Ok, am înțeles. No, păi, eventual dă-mi-l mie și le trec în pauză. Bine, Raluca, bine. Hai, ne vedem la o cafeluță după ore. Hai, pa, te pup. Pa, te pup, ne vedem după cafea. Noroc, copii, la test, să luați note mari. Hai, pa, 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 mărioară, pa. Așa, copii, și cam asta a fost lecția pentru ora de astăzi. E cam lungă, 4 pagini. Dar ce să facem? No, asta e școala. Chiar că e lungă. Da, e foarte mult și n-am înțeles nimica. Cătălina, tu ce faci? Ai înțeles lecția? Foarte ușoară, doamna, totul este clar și aveți un mod de predare foarte bun. Și asta m-a făcut să înțeleg foarte bine. Mulțumesc, mă bucur că ai înțeles. Da, vrei să mai spui ceva? Da, doamna, mă gândeam dacă aș putea să fac niște exerciții pentru lecția asta de zi ca să vi le aduc să mi le corectați. Da, cum să nu? Bravo, Cătălina, mă bucur foarte mult că ești conștiincioasă. Și eu. Ok, unde am rămas? Deci lecția asta e teribilă, cred că nici ea nu știe ce a predat, doamne ferește. Așa, copii, deci mai aveți chiar încă o jumătate de oră. Cum drăcia lui Maica Sparanghel rezolv eu asta? Da, să iau. Ce faci, Octavian, acolo? Vezi că te-am prins ca vaca în căruță? Ai 2 puncte scăzute. Ia zi, de ce te uiți pe foaia aia? Păi dar de ce, doamne? Eu nu m-am uitat pe nicio foaie. Mai și minți, 3 puncte scăzute. Oh, du-te. No, ia uite-o și pe asta, doamne. Mă, Cătălina, dar cum îți permiți? Chiar tu? Doamna, nu știu la ce vă referiți. No, mă mai faci și oarbă. Mă, dacă copiez, copiază, n-ai bi corect. Uite-te ce-ai scris pe foaia aia. Oh, da. No, iar după aceea te super pe mine că nu-ți dau 10. Vezi că dacă mai faci greșeli din astea, te mănânc cu tot, cu fulgi, cu tot, cu tot, cu pâine. Da, deci mai aveți... Da, mai aveți puțin. Fine. Așa, copii, deci după cum v-a spus, astăzi urmează să vă ascult din lecție. Hai să vedem cine vrea să răspundă.
Octavian. Da, doamna. Pentru astăzi am avut de pregătit inecuația. Inecuația este o propoziție cu o... Eu te întreb așa, mă, băiatule. Te-ai pregătit pentru ora de astăzi? Te-ai pregătit? Ai deschis caietul? Ai citit ceva? Ai citit ce definiție ți-am dat eu ție? Ai citit? Băi, dar eu te întreb pe tine. Ai învățat pentru ora de astăzi? Nu. Stai jos. Ok, haide. Cătălina, știu că tu știi. Te rog frumos să te ridici în picioare și să spui ce am de pregătit. Oh, doamne. Da, doamna. Pentru astăzi am avut de pregătit inecuația. Inecuația este o este o propoziție. O propoziție. Cu o variabilă și adevărată. Și adevărată numai pentru anumite valori date variabilelor. Foarte bine, Cătălina. Te rog, Octavian, să iei exemplu de la Cătălina. Fă-o, dacă ăsta nu învață, te rog frumos să-l ajut, pentru că eu nu mai supăr cu el. Ok, bă, știi care-i faza, Octavian? Asta e generația de astăzi. Nu mai învățați nimic. Cătălina, vreau să spun că ești o fată care învață bine, te felicit și... mult noroc în continuare. Așa, vă rog frumos să scrieți ca titlu. Copii, eu v-am spus și vă mai spun încă o dată, aceste exerciții sunt foarte bune pe care vi le dau. V-am spus, deci o să aveți un mod de lucru foarte bun, o să știți să lucrați mai eficient, o să învățați să vă structurați lecțiile, să luați notițe, să vă învățați mult mai ușor. Deci eu în concluzie zic că chiar m-am dat niște exerciții foarte foarte bune. Deci dacă odată te mai prind că mănânci în ora mea, te dau afară din clasă, nu ți-e rușine? Eu stau aici și vorbesc, deci vă predau la 22 de proști. Iar tu stai și mânci acolo în ultima bancă. Să-ți fie rușine, Octavian, deci eu chiar nu mă așteptam de la tine. Doamne ferește. Ha, doamne, dar și Cătălina mănâncă. Mă, dar tu nu înțelegi că eu m-am luat de tine? Tu ce treabă ai, ce face Cătălina? Ah, by the way, Cătălina ce mănânci acolo? Mănânc niște porcării. E aici un elefantel care stă pe ambalaj. Maestru snacks-urilor incredibile. Sunt făcute din sare de mare și miere. Sunt foarte bio. Au numai 200 grame. Da, sunt foarte bune, doamna. Sunt foarte bio. Oh, sunt bio. E foarte bun. Deci o să te ajute, o să ai imunitate cox. O să bași la matematică, Cătălina, de n-o să sară pumnii. Bun, poftă bună, mănânc acolo, vezi să bei și o gură de apă ca să nu te neci și o să fie totul bine. În schimb, Octavian, te rog frumos să nu te mai bagi și să nu te mai intereseze ce mai fac alții. Așa, copii, iar acum vă rog frumos să vă deschideți caietele și să scrieți titlul inecuații. Iar acum definiția. Deci, inecuația este o inegalitate. Doamna, stați așa să scriu titlul. No, hai, scrie. Ai terminat? Bun, deci inegalitatea este o doamna, mă scuzați că vă întreb, pe ce dată suntem? Doamne ferește. Suntem pe 31, Cătălina. Încă o dată. Inecuația este o inegalitate cu... Nu, doamna, stați așa că trebuie să subliniez ceva. Vă rog. Cătălina, ce mama măsii faci în caietul ăla? De ce nu scrii? Dă-mi caietul încoace. Bă, fată, dar n-ai și tu un pic să-mi scrii acolo cu 7000 de carioci și highlighter? Doamne ferește, uite cum arată caietul tău, zici că-i vomă de unicorn. Mă, Cătălina, ia-ți naibii un pic și scrie odată, te rog frumos. Calmează-te. Deci, inecuația